dușmani declarați la cumpăna dintre ani, Vălenii și Delenii din Ruginoasa au fost cumințiți de polițiști și jandarmi, vreo 200 la număr. Trei ore s-au chinuit tinerii să-i convingă pe polițiști că războiul trebuie purtat. N-au reușit, deși, spun bătrânii satului, nu făceau nimic rău. Se bat cu bătrâni, nu se întâmplă ca să omoare sau ceva. Se întâlnească, să duduiască așa un pic între. Așa e tradiția, în lumea asta. Și dacă nu se bat într-un an, ce se întâmplă? Nu se bate... Să dușmănească așa unul pe altul. Tradiția spune că învingătorii organizează toate balurile din anul care urmează. În plus, au întâietate la fetele din comună. Cum astăzi au triumfat forțele de ordine, sătenii se tem că nu le va merge așa de bine. Obosiți, doar poartă măști, ce cândăresc peste 20 de kilograme, tinerii au renunțat la război. S-au pozat cu vecinii și